Da, din păcate, iată, avem vestea decesului unui tânăr de doar 24 de ani aici în București, lovit de mașină chiar pe trecerea de pietoni. Dana Cuțăr ne spune ce s-a întâmplat acolo, ce vedem de altfel și în aceste imagini, Dana. Bun găsit, da, iată, spune tu că tânărul avea doar 24 de ani și ironia sorții face ca și cel care l-a accidentat, un alt tânăr tot de 24 de ani, care se afla la volanul autoturismului pe bulevardul Iuliu Maniu, se pare că nu l-ar fi observat pe bărbat și l-a izbit în plin, deși medicii au intervenit rapid la fața locului și s-au executat manevre de resuscitare. Din păcate, în urmă cu puțin timp, a fost declarat decesul pietonului. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul este negativ, iar în acest moment sunt la fața locului polițiștii de la Brigada Rutieră și criminaliștii care fac cercetarea pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Evident, s-a deschis și dosar penal pentru ucidere din culpă.